Citeam de curând o chestie, cum ar fi Internet of Things în agricultură. Iată ceva de genul. Cu analeană, vezi că după camerele pe care le avem IP instalate pe a noastră bătătură, au început oile să meargă în zigzag. Vezi că vine lupul cel nebun. Sau să ne uităm la cucuruz, că a crescut. Opa, au venit lăcustele. Hai să ridicăm avioanele. După care mai stăm un pic și mai stăm un pic. Mai stăm ce mai stăm. S-a făcut porumbul. Hai să-l adunăm și uite așa pe camere apar cum a crescut mătasea porumbului, nu știu mai ce, nu știu mai cum. Sau ceva de genul, porcei, cum? Uite-te și la purcelușa asta mică de lapte, ce crește, sărăcuța. Parcă mâine începe să grohăie și auzi, groh, groh. Bărbatei, adu gogule, adu vierul, că trebuie să o înțărcăm, că a apucat-o căldurile. Și uite așa face o programare online și toate cele. La vierul din colțul străzii, ca să faci purceluși și mâine, poi mâine, ia uite. Uite și pe ăștia mici ce a crescut din această noastră scrofiță. Și purcel. Dita mai 3, 4, 5 purcei de lapte, mari cât casa și nu știu mai ce. După care, ceva de genul, ia să vedem dacă este ceva de făcut cu văcuții. Uite, văcuța asta a dat lapte, mâine pe mine ne uităm pe camere și pe acolo și pe dincolo și auzi din ce în ce mai sus, din ce în ce mai tare și din ce în ce mai tare și din ce în ce mai tare și mai tare, cum grohăie, cum muie, muiene și toate cele, până când are nevoie de un tăuraș. Și mai facem și o văcuță mică cu o incizie aici pe partea dreaptă și îi punem și talangă la gât și o busolă la cap, pentru că vecinul de peste drum a făcut dita mai livada și a pus frunzișul mare cât casa. Da? Și după ce a pus toate astea, trebuie să-i punem busola ca să se întoarcă acasă și să știm unde e, pentru că are și emițător în ureche. Se face așa. Și trebuie să știm unde e. Iată. Spune-i. Țăranul român care de-abia trage cu calul și mărțoaga și căruța, acum dă cu motosăpătoarea legată de căruță, mâine, poi mâine, cu ATV-ul și dă, Doamne, să fie și cu motostivuitorul. Și după ce a fost motostivuitorul adus, ghiși ciupercă cei, trebuie să trecem la IOT. Ce e asta? Păi, trebuie să ai o cameră IP, un calculator, un soft de la nu știu cine, un nu știu ce de la nu știu cine, un nu știu ce de la nu știu cine, un nu știu ce de la nu știu cine. Și după ce a făcut credit pentru al lui grădină și livadă ca să crească, vine nea băiatul de la piață, care are și el o mică afacere și ia și el roșiile cu 50 de bani și le vinde cu 1 leu. Muncă cinstită, ce să spun. După care, mai stăm un pic. Și un pic, și încă un pic, și uite așa, dăm de un alt tibiric. Turcesc sau nu?